Facultății de Farmacie, Cristina Gâza. Bună ziua tuturor, mult stimate domnule rector, profesor și desigur că colegi. Eu mă sunt foarte mândră că mă aflu printre absolvenții Universității de Farmacie și Medicină Nicolae Testimițanu. Și am dorit să-i felicit și pe colegii mei de la farmacie și pe colegii mei de la stomatologie și de la medicină, desigur că. Și mă bucur că astăzi sărbătorim împreună și tot împreună vom colabora și vom face ca sistemul nostru de sănătate din Moldova să evolueze. Iar acum, înainte de a finisa acest capitol și de data aceasta fără totalizări sau recuperări, vreau ca să mulțumesc celor care au fost de-a lungul timpului alături de noi și ne-au susținut mereu. Și aceștia sunt părinții noștri. Pentru iubirea lor necondiționată, dar și pentru faptul că ne-au fost mereu alături. Și desigur că mulțumirea parte profesorilor noștri, care ne-au călăuzit calea cu înțelepciune și cu blândețe. Astăzi conștientizăm că am realizat un succes și acesta a fost condiționat de alegerea noastră pe care am făcut-o cu care 5, care 6 ani în urmă, și anume de a aplica la această universitate, dar și de curajul și încrederea în forțele proprii. Iar acum putem să ne mândrim pentru că am trecut prin multe încercări în acești 5 ani. Poate peste ani vom uita câte o formulă chimică sau câte o reacție chimică, dar la sigur nu vom uita clipele frumoase alături de colegii noștri, dar și clipele amuzante și cum noi am evoluat de-a lungul anilor. Spre exemplu, în anul întâi, cum am spus, șamomila sau bariera hepato-encefalică, sau cum am învățat să pronunțăm corect ciclopentan per hidrofenatren. Dar în afară de nobila și frumoasa specialitate pe care noi ne-am ales-o, de-a lungul timpului am învățat și alte lecții pentru care nu vom primi niciodată noi de enzimul. Și anume am învățat să catalizăm relații, am învățat să sintetizăm prietenii și am învățat că fiecare are drumul său în viață și că nu există două drumuri la fel. Am învățat ce înseamnă compasiunea față de o persoană bolnavă. Cel puțin eu am înțeles că dacă îți alegi ceea ce într-adevăr îți place, nopțile nedormite nu mai sunt o problemă. Și vreau să vă spun că nimic nu se întâmplă magic, probabil și voi cunoașteți asta, și este nevoie de multă muncă pentru a ajunge acolo unde îți dorești. Iar absolvirea nu este un scop în sine, ci este doar partea călătoriei noastre. Și chiar astăzi ne arată doar că suntem capabili să obținem ceea ce noi dorim. Și indiferent de ceea ce doriți să faceți în continuare, eu vreau să vă urez ca să vă urmați pasiunea voastră. Pentru că, cum spunea și Confucius, dacă alegi un lucru care îți place, nu vei lucra nicio zi din viața ta. Așa că, dragi colegi, felicitări promoția 2018!